Doamnelor, domnul Șarlo și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune care își focusează întreaga sa atenția asupra lumii șahului, pentru că, iată, șahul, așa cum place mie să spun, este o artă a strategilor, o artă a perfecțiunii, în care cei care îl practică sunt niște oameni extrem de calculați, extrem de inteligenți și, de ce nu, foarte, foarte bine ancorați în realitate. În această seară, pentru a discuta despre lumea șahului, despre ceea ce se întâmplă la nivel național, internațional, dar și pe plan local, în ceea ce privește sportul minții, îl am alături de mine pe domnul Ioan Daniel Pop, președintele Clubului de Șah al municipiului Baia Mare, care îi spun bună seara și bine ați venit. Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație și le adresez multă sănătate tuturor iubitorilor de sport și eu zic că după un campionat de fotbal frumos, spectaculos, cu surprize deosebite până în ultima secundă, eu zic că merge și o partidă de șah pentru relaxare. Și dacă am fi mai drastici cu noi, am putea spune că o partidă de șah se poate disputa chiar în pauza unui meci. Da, bineînțeles. Fotbal. Acum este promovat foarte mult șahul rapid și șahul blitz, care pe timpul pandemiei a avut un efect spectaculos în privința jucătorilor de șah și a concursurilor, că au fost nevoiți ca să reducă timpul de gândire și atunci, ca să ia toate măsurile sanitare, s-au scurtat timpul de joc și prin asta s-a mai salvat un pic șahul din criza de pandemie. Și plus de aceasta, atât lăsând la o parte șahul clasic, care este proba regină, vorbim de dezlegări șah rapid sau blitz, trei discipline, să spunem, conexe ale șahului, sau trei subcomponente ale șahului clasic, care sunt foarte bine reprezentate și datorită tehnologiei din ziua de astăzi. Asta este mediul online, programele de calcul pe calculator care există la momentul actual și multe alte. Acum, totuși, și șahul online a avut un avânt foarte mare. Numai, de obicei, multe concursuri au existat mulți trișori și din cauza asta le-a scăzut mult și nivelul și interesul, mai ales marilor jucători, de a juca partide de șah online oficial. Neoficiale s-a jucat, dar eu zic că totuși mulți au greșit, că nu neapărat să câștigi o partidă de șah esență. Este să joci șah din plăcere, să faci un meci frumos, nu contează rezultatul. Dar pe mulți, din păcate, nu contează cunoștințele, contează rezultatul, ca la fotbal. Faci 0-0, faci 1-1. Miza în sportul de ziua de azi este foarte mare. Înainte de a începe discuțiile propriu-zise, o să vă rog, domnule Popă, să ne prezentați, aveți în față trei lucrări ale unui prieten de-a dumneavoastră, un lucru destul de rar întâlnit în lumea sportului, mai ales în cea șahului, în care, iată, sub lumina tiparului, avem trei noi lucrări. Deci am un coleg de echipă pe nume Vasile Sabău, un veteran al șahului din Baia Mare, de peste 60 de ani se dedică șahului în Baia Mare și eu zic că a scos trei volume de șah de excepție pentru toate vârstele. Primul volum este dedicat numai care doresc să învețe șah. Se numește Cunoașterea și practicarea jocului de șah pentru începători. Aici găsești absolut tot de la A la Z, cum să înveți șahul, cum să înțelegi șahul. Și părerea mea, dacă un copil reușește să stăpânească această, nu să o învețe pe dore, să o stăpânească și să o înțeleagă, eu zic că are cunoștințe de un nivel destul de ridicat pentru nivelul de începător. Deci vorbim practic de un abecedar al șahului. Este un și este foarte documentat.
exemple de finaluri, de set de cum se începe, cum se notează partida, cum finaluri complexe, cum se dă mat cu fiecare piesă care se poate da. Deci eu zic că este o carte pe care, cum am văzut, mulți instructori de șah i-au cerut-o să să-i vireze prin tocmai cuierat. Tocmai pentru a iniția. Și nu, dar au văzut că este de calitate. Deja volumul 2 este jocuri deschise și semideschise. După ce ai învățat prima parte, poți să începi cu adevărat să înveți deschideri. Și acum depinde care ți se potrivește stilului tău de joc. Că sunt deschise, închise, semideschise și eu zic că și această carte, deci toate trei volumele, sunt foarte reușite și foarte documentate și mai ales sunt aici exemple care au jucat mari jucători ai lumii, cu exemple concrete până la anumită mutare. Varianta principală, varianta secundară, eu zic că este o carte care în România în ultimii ani nu a apărut așa o cărți documentate. Mai ales că la aceste cărți a lucrat 3 ani de zile. Deci au dus o muncă titanică și de corectură și de informare, care totuși i-a luat mult timp. Și din punct de vedere grafic văd că sunt foarte bine realizate, cu atât mai mult cu cât, cum spuneam, sunt tot mai rare lucrările de profil, atât pe segmentul de șah, cât și pe cel sportiv. Și acum sportiv. Și în România, asemenea cărți, în ultima vreme, au apărut foarte puține. Și eu zic că nu au calitatea aceasta a cărților. Și eu pe această cale îl felicit pe domnul Sabău să scrie mai departe ce a învățat și experiența lui de o viață dedicată șahului. Eu zic că merită toate felicitările pentru munca depusă, pentru tipărirea acestor cărți. Mai ales că ele sunt de natură tehnică. Deci au un segment. Acum, cum să zic, aici se vede un pic și stilul lui ingineresc. Deci e un fel de ingineria șahului, deci un fel de tehnică. Deci nu sunt povești și nu sunt să se umple pagina, dar este exact tehnica de specialitate ce trebuie în șah. Iată un lucru extrem de lăudabil reușit de unul dintre șahiști importanți ai țării, domnul Ioan Daniel Pop a reușit să ia legătura cu acest șahist. Și nu, l-am sprijinit, mai ales că, cum să zic, că tot și tipărirea a făcut pe banii dânsului. Deci tot a făcut, nu a avut niciun sponsor. Și este cu atât mai lăudabil cu cât este un om de-al locului. Da, este. Un băimărean care, iată, își pune întreaga sa experiență și o pune la dispoziția iubitorilor de șah. Și a pus-o într-un mod deosebit, eu zic. Trei lucrări extrem de importante. Revenim la problematicile clubului de șah al municipiului Baia Mare. Să spunem că în perioada ce a trecut, ați reușit iar din nou, domnule Pop, să vă ridicați la cele mai înalte cote, reușind să fiți prezenți la o competiție de înaltă ținută cu sportivi deosebiți, unde ați reușit să vă impuneți, să câștigați, cum spuneam, bronzul, aurul și bronzul la campionatul național de șah. Pe două componente a fost vorba de campionatul național de șah rapid și blitz. Păi a fost în luna iunie la Snagov. Pot că la Znagov ne prește jocul. La Rapid eu zic că puteam să luam și aurul, numai am avut și un traseu foarte greu. Am prins toate echipele care aveau șanse la locul întâi. Și după meciul care l-am pierdut cu Universitar, ne-am demobilizat și am pierdut și cu echipa din Arad și așa am reușit să ne clasăm pe locul 3, dar eu zic că și locul 3 este un loc meritat și muncit, mai ales că au fost 7 echipe foarte puternice care
aspirau pentru primele locuri. Deci, în componența, astea toate au avut echipe mari maestri în formație, deci a fost o luptă foarte dură. Și acum și Federația Română de Șah, ca să meargă turneul mai repede, a mai scurtat un pic timpul de gândire și eu zic că asta a fost în defavoarea jucătorilor noștri. Deși în mod oficial șahul rapid presupunea mutări de 10 minute plus 10 secunde per mutare. Da, da, totuși 10 minute pentru partidă este foarte puțin, deci te trezești că mai ai un minut. Și începi să te precipiți? Și începi să te precipiți și să mai fii atent, să mai... În timp ce la blitz ai 3 minute plus 2 secunde per mutare. Dacă ne vom uita la pleada de meciuri jucate, în cadrul șahului rapid ați reușit un 2,5 la 1,5 cu Sportul Municipal Gloria Buzău, 3 la 1 cu CSU Târgoviște, la fel 2,5 la 1,5 cu Universitatea de Vest Timișoara, o echipă extrem de puternică, același scor cu Politehnica Iași, 1,5 la 2,5 cu CSU ASE București, 1 la 3 cu Vadoș Arad, 3,5 la 0,5 cu Dinamo, un 4 la 0 cu Alcool București și un 3 la 1 cu Phoenix Buzău. Un pic, cum să zic, și în cadrul campionatului, un pic, tehnica pe care am abordat-o la început a mers bine, 6 runde. A 7-a și a 8-a n-am mai ținut. Și, cum să zic, și aici trebuie să fii inspirat tot timpul. Și dar la blitz am schimbat un pic tactica și s-a văzut că pe urmă am câștigat toate meciurile de tașat. Dacă nu greșesc, ați câștigat 9 meciuri consecutive. Da, 9 meciuri, care eu zic că la un campionat de blitz să câștigi toate partidele este ceva rar. Deci, întâmplarea este foarte greu să câștigi 9 partide din 9 partide în aceeași zi. Deci, ritmul a fost foarte repede, jucătorii foarte obosiți, deci dar au dat totul pe tabla de șah și vă zic că și prin jocul lor am adus un titlu de campion a României la Baia Mare. Și eu zic, și prin aceste două locuri, locul 1 și locul 3, ne situăm, eu zic că totuși în continuare prin echipele de top din România. Și practic vă dă un imbol pentru competiția din această toamnă, pentru că mai urmează campionatele naționale. Urmează pe echipe, deci mai sunt turnee pe care aș dori să le particip. Numai... Și sunt competiții de moral, totuși, vorbind de un campionat național. 9 victorii, să spunem, un 4-0 cu Junior Constanța, 3-1 cu Vadoș Arad, 2,5-1,5 cu Politehnica Iași, 3-1 cu ASU București, 2,5-1,5 cu Dinamo, cu Universitatea de Vest Timișoara, cu CSU Topeni, 4-0 cu Phoenix Buzău, și același scor 2,5-1,5 cu CSU Târgoviște. Deci, iată echipe extrem de puternice pe care a reușit unele dintre ele chiar să le surclasați. 4-0 Buzău, Juniorul, Constanța. Acum, ținem cont că, cum să zic, și la această competiție, este din toate echipele care au fost prezente acolo, singura din Baia Mare care n-a primit subvenții de la primărie sau de la Consiliul Județean, care totuși afectează un pic și starea jucătorilor. Și... Să vorbim și de latura financiară, pentru că... Și pe această cale, totuși, vreau să mulțumesc că au fost totuși 3 firme care m-au ajutat cu ce au putut. For Brands, m-au ajutat Nordes și Marcos S.A. m-au ajutat cu niște sume de bani, care eu le mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat, care totuși au picat bine. O să vorbim și de importanța laturii financiare, inclusiv în șah, pentru că, să spunem, aveți nume importante. Aveți unul dintre sportivi, și mă voi referi strict la lotul pe care l-ați avut la acest campionat național, voi începe cu un sportiv supranumit El Pibe d'Oro, Andrei Stătescu, un om extrem de ingenios, și care a reușit să fie imprevizibil în foarte multe momente, el fiind extrem de inventiv, cu un talent nativ, o memorie de invidiat,
multe voci considerându-l cel mai talentat jucător român al tuturor timpurilor. Alături de Istătescu, din echipa Băi Mari, au mai făcut parte doi maghiari, Erdos Victor și Tamas Banuș, sper să nu le greșesc numele, Alexandru Manea, Ilean George, Paul Cazangiu, iar Ileana George, un copil de înaltă perspectivă, Paul Cazangiu, capitanul echipei, iar dumneavoastră președinte și antrenor Ioan Daniel Pup. Deci, iată, un lot extrem de valoros, deci, cu sportivi care sunt greu de ținut pentru Baia Mare. Asta e într-adevăr. Numai, de exemplu, și Istrățescu la acest turneu a jucat bolnav. Deci, acum, dacă știam că e așa de bolnav, poate nu-l duceam la competiție. Dar nu, ce să facem, asta e. El a fost un pic veriga slabă în meciurile decisive. Este unul dintre primii patru jucători mare maestru internațional al României. Deci, cum să zic, pe vremuri... A jucat un demonstrativ în fața marelui Anatolii Karpov, dacă nu greșesc, pe care l-a pierdut 2-6. Acum eu sper din tot sufletul și îl sprijin în continuare să-și revină. Deci acum face un tratament medical și care un pic îl afectează. Dar eu sper să-și revină, să fie Istrățescu care a fost de altă dată. Eu îmi doresc din tot sufletul. Și dacă nu greșesc, este un sportiv destul de tânăr, născut în 75. Da, e tânăr. Adică nu e... Mare maestru din anul 1993. Știți cum e acum? De obicei și unele neajunsuri asupra șahiștilor îi afectează psihic, în primul rând. Și iar turnee peste turnee, plecări, stai în cameră singur sau nu socializezi cu lume. Deci asta este o amprentă destul de grea pentru jucătorii de șah. Și contează mult cum se detașează de problemele pe care le au de înfruntat. Asta contează foarte mult la un jucător. Echilibru psihic. Plus că în plan mental trebuie spus că întreaga planetă a suferit cel puțin în acest ultim an, un an și jumătate. Eu acum, cum să zic, eu mă bucur foarte mult totuși că l-am avut în echipă pe Istrățescu. Eu zic că a fost și o dorință de-a mea să-l am în echipă. De-aia l-am și adus în echipă ca să-mi fac și o poză cu un mare șahist al României. La capitolul nume importante ale șahului care au fost și sunt încă în Baia Mare, Baia Mare, clubul de șah al municipiului Baia Mare, e cred că printre liderii europeni. Pentru că Baia Mare a avut nume importante. Inclusiv acești doi maghiari, Erdos Victor, Banu Tamas, ați avut și aveți în continuare acel sportiv. Și de exemplu maghiar. Și în 2017, când a fost la Cupa Cluburilor, în Turcia, era, cum să zic, ne-a lipsit o remiză să luăm locul 3. Deci locul 3 în Europa și, pe urmă, în final am ajuns pe locul 9. Eu zic că totuși și asta o performanță, să ajungi pe locul 9 în Europa, e o performanță deosebită, numai așa, să particip la o asemenea competiție cost. Așa cum spuneam, latura financiară este una extrem de importantă. Cu un dram de bani s-ar putea realiza lucruri mult mai importante și nu atât din punct de vedere al performanței șahistice, cât în cea a aducerii de jucători importanți. Pentru că secretul în șah cam aici stă. Deja există sportivi consacrați sau cei care sunt pe pământul de a se consacra au nevoie de pregătire, meciuri, deplasări, cantonamente. Acum, cum să zic, de exemplu și un jucător tânăr din orice echipă, dacă nu faci un cantonament cu un jucător mai puternic, învață mult mai greu, dar așa fiind în cantonament cu jucători puternici, are ocazia să schimbe idei, să-și cristalizeze anumite deschideri, anumite variante la care nu are acces. Că și aici sunt multe variante în care jucătorii știu, mari jucători, deci numai îți vine la partidă cu tot felul de surprize. Deci,
cunoașterea în șah încă nu este încheiată. Și eu zic că și acum am început, cum am văzut, să se schimbe și anumite deschideri pe care le practică marii maestri, care înainte nu jucau asemenea deschideri, dar acum văd că noutățile tot apar în șah, tot timpul apare ceva nou. Și acum jucătorul de șah profesionist trebuie să fie tot timpul pus la punct cu noutățile, cu... dacă vrea performanță, dacă vrea amatorism, atunci este altă problemă. Iar competițiile de înaltă ținută au oarecare pretenție, pentru că vorbim de un ultim mare eveniment șahistic în România, păstorit, să spunem, s-a aflat sub egida fostului campion mondial Yuri Kasparov, Gari Kasparov, îmi cer scuze, cel care a deținut supremația numai puțin de 15 ani. Păi acum, cum să zic, eu zic că pentru România este foarte bine că Gari Kasparov s-a gândit să facă asemenea turneu în România, care nu este la îndemână oricărei țări să găzduiască un turneu de asemenea învergură, mai ales că fiecare jucător, și aici am văzut, am fost și la București, am văzut două zile meciurile, fiecare jucător are, nu vine singur, că normal, are o echipă care își pregătește fiecare partidă pentru fiecare jucător, deschidere, bucătar, chiar au avut și bucătar, caravana, deci cum să zic, e un staff important. Bine, important și care este foarte greu să ajungi la nivelul lor. Și chiar câteva partide în care au găsit niște soluții de a câștiga o partidă în care, eu zic că puțini jucători la tablă găseau asemenea soluții, dar ei au găsit, deci sunt niște maturi incredibile, care era totuși forțat cu 15 mutări înainte. Vă dați seama că un calcul așa de precis. O competiție găzduită în capitală cu premii de peste 325.000 de dolari. După, de aici ne dăm seama și de amplitudinea și de valoarea acestei competiții. O competiție la care, în care Kasparov a inițiat un simultan, la care au fost prezenți, dacă nu greșesc, și fost arbitru FIFA Ion Crăciunescu și președintele Camerei Deputaților, la fel, dacă nu greșesc, Anca Dragu. Deci, iată, două acum nume de... Organizatorii au încercat să caute nume, cum să zic, cu sonorizitate, să vadă, totuși, să antreneze mai bine jocul de șah și prin persoane care sunt cunoscute publicului de la televiziune. Deci aici au făcut un marketing pentru televiziune, eu zic, foarte bine și foarte bine pus la punct. Și iată acest super bet. Și mai ales că toate clasic partidele au fost comentate pe Sport Plus, deci toate au fost transmise în direct, care eu zic că este pentru prima oară în România în care se transmite o partidă de șah în direct și comentată de marii maestri. Și dacă nu greșesc, au cam venit cei mai buni jucători din lume, inclusiv locul 2 mondial, Fabiano Caruana, Wesley Sow, Nisua, Levon Aronian, Armenia, Harish Giri din Olanda. Iată nume extrem de importante pentru cei care mai puțin inițiați și doresc, care doresc să vadă un top mondial, pot să-l găsească pe internet. Să spunem cu un norvegian pe primul loc și cu acest american Fabiano Caruana pe poziția a doua, prezent și la Baia Mare. Deci iată nume importante care au onorat această competiție. O competiție care revine în România după și ce anul urmă cu 2 ani și care va reveni, cum spunea și doamnă, anul viitor, după ce acum de ani a fost Superbet, CES, Rapid și Blitz. Acum, eu zic că jucătorii s-au simțit foarte bine în România și eu cred că le-au dat, ales și premiile consistente, deci asta i-a atras să vină în România. În primul rând, premiile care au fost. Și acum, și aici, forma, contează foarte mult și forma de moment a jucătorului. Vedeți, numărul 2 mondial n-a fost în formă la acest turneu.
Deci, normal, a câștigat cineva care, eu zic, la început n-a fost favorit la câștig. Și totuși a câștigat. De aici contează foarte mult echipa din spate și jucătorul care e la masă simte poziția. Deci, asta și scoate din orice poziție slabă, scoate victoria. Deci asta arată maestria unui mare maestru. Vom reveni, domnule Pop, cu discuțiile în ceea ce privește lumea șahului după un scurt calup de publicitate.